Eu m-am întors la Dumnezeu după ani de rătăcire. Am părăsit biserica și nu e ușor să vorbești acum. Stăteam în biserica baptistă din Tinca, undeva în ultima bancă, și mă rugam lui Dumnezeu și spuneam: Doamne, vreau să fac ceva, nici măcar nu știam ce trebuie să fac. Efectiv, cred că mă săturasem să stau degeaba și să... În ziua aceea mi-aduc aminte că fratele predicator, pastorul bisericii, fratele Moise Grele, predica și predica o predică deosebită, plină de patos. Și eu mă gândeam să semăn porumbul, mă gândeam ce sămânță de porumb o să pun, mă gândeam cu cine o să fac lucrările, mă gândeam și eram acolo în casa Domnului în timp ce se predica Evanghelia. Și la un moment dat m-am speriat și am zis: Doamne, dar ce fac eu aici? Cum îmi pot permite să fac lucrul ăsta când omul acela lui Dumnezeu vorbește de Dumnezeu? Și atunci am spus: Doamne, promit să fiu serios, promit să fac ceva pentru slava numelui Tău. La vremea aceea eram referent pe serviciu social în primăria Tinca și mă ocupam de dosarele sociale ale celor nevoiași. Și într-o zi în biroul meu a intrat un coleg de-al meu de clasă pe care îl chema Nicu Cucu și care, privindu-mi, mi-a spus: Domnul Badea, vă rog să mă ajutați. Eu am început să râd și l-am întrebat: dar ce s-a întâmplat cu tine? De ce mă iei cu Domnule? N-am fost noi colegi? Și el mi-a spus: da, dar uite unde ești tu și uite-te unde sunt eu. În momentul acela am simțit în mine acea coardă sensibilă, am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea: trebuie să te ocupi de omul ăsta. L-am întrebat ce nevoie ai și el mi-a spus: vreau să mă duc într-un spital pentru că sunt foarte bolnav. I-am făcut în mare grabă un dosar social și mi-aduc aminte că m-am dus la primarul din acea vreme ca să-i semneze dosarul și primarul mi-a spus: încă un bețiv pe care căruia să-i dăm bani. Și am zis: Doamnă, da, dar acest bețiv are mare nevoie de ajutor. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a înțeles, era foarte greu să se accepte la vremea aceea dosarul unui om care nu prea avea ce să caute acolo. Și am dat o adeverință din care reieșea că are dosar social și că nu își poate plăti datoriile către sat și asta însemna gratuitate la serviciile medicale la momentul respectiv în România. Omul a plecat la spital și am avut așa în momentul acela a ieșirii lui din birou cu foaia, ca și cum aș fi fost un om care a făcut ceva pentru Dumnezeu. Deși făcusem de zeci de ori lucrul acesta, era ceva banal, dar în ziua aceea era ceva special între mine și momentul și lucrarea vis-a-vis de omul acesta. Și el a plecat undeva în jurul sfârșit de lună august în spital și s-a întors la începutul lunii decembrie, sfârșitul lunii noiembrie, nu rețin exact data. Însă a venit jumate din omul care plecase. Când l-am văzut, m-am speriat și am zis: dar ce-i cu tine? Și el mi-a spus: păi am fost la spital. Cum? Ai stat septembrie, octombrie, noiembrie, 3 luni în spital? Unde ai stat? Și el mi-a spus o bună parte din timp la reanimare. Și atunci l-am întrebat: bun, a venit familia la tine, fiindcă el avea familie. Da, a fost fratele meu odată. Dar mama, tata, păi nu, n-au fost că... Familia lui era o familie foarte dezorganizată. Din punct de vedere al societății, în comuna noastră, oamenii aceștia erau priviți ca niște oameni de jos. Când el mi-a spus lucrul acesta, Dumnezeu mi-a spus: vezi, i-ai dat o foaie și doar atât. Și am simțit că trebuie să fac ceva pentru omul ăsta. M-am apropiat de el ca să-l îmbrățișez și am simțit că miroase rău și am dat înapoi. Și îmi ziceam: trebuie să-l duc în casa mea, dar cum să-l duc? Pentru că el miroase și nu pot să duc acasă unde e cât de cât curat un om care miroase în halul ăsta. Am venit acasă frământat de gândul acelui om. Soția mea a observat și m-a întrebat: ai avut probleme la birou? Ai avut ceva necazuri cu șefii tăi? Și am zis: nu, am întâlnit un om care are nevoie de ajutor. Și ea mi-a spus să duc la casă. L-am adus pe Nicu a doua zi acasă. Atunci am aflat că el are o stomă,
undeva în zona domeniului prin care întreaga secreție a tubului digestiv curgea într-o pungă. Am înțeles că el are nevoie maximă de ajutor și împreună cu soția mea ne-am rugat lui Dumnezeu și am început să ne ocupăm de omul ăsta. Am încercat să-i facem minimul necesar, ceea ce era nevoie într-o cămăruță. La un moment dat, Nicu s-a îmbolnăvit mult mai grav și ne-am dus cu el la spitalul din Oradea. De la spitalul din Oradea ne-au întrebat, dar de ce n-ați mers la oncologie până acum? Atunci am aflat că el are de fapt cancer. Și am ajuns la oncologie cu omul acesta, care era mai mult un sistem osos care umbla. La oncologie am întâlnit o doamnă doctor, doamna doctor Aniela Platona, căreia îi și mulțumesc pentru amabilitate și modul în care își face munca. Femeia aceasta mi-a spus, umblând cu el pe acolo, dacă ar fi un loc în care să ducem astfel de oameni. Și atunci am înțeles care e chemarea mea. Atunci a fost, de fapt, clicul care s-a declanșat. Atunci m-am rugat lui Dumnezeu și atunci am spus, locul există. Aveam un graj de vite în care ținusem vitele, noi am vândusem animalele, nu mai aveam prea multe lucruri pe aici. Și în fiecare an mă gândeam că o să-mi refac mica mea gospodărie, o să-mi cumpăr animale și o să așez din nou firesc un loc cu firesc. Să faci dintr-un grajd un loc în care oamenii... Era ceva dincolo de înțelepciunea mea. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă rog Domnului și să-i spun, Doamne, eu chiar doresc să te slujesc. Am început să vorbesc cu diferiți prieteni ai mei, oameni mai influenți sau mai puțin influenți, și toți îmi spunea, ce spui tu, e o nebunie, asta nu se poate face, nu există. Și totuși, într-o noapte m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, vreau să-ți dau totul ție, tot ce am vreau să fie a tău. Casa mea, grădina mea, grajdurile mele, tot vreau să-ți dau ție. Eu nu te pun la încercare că te cunosc, dar vreau să te slujesc. Și în momentul în care am făcut lucrul acesta, am visat noaptea că Domnul îmi spune, eu lupt, tu. Mi-am dat seama că acesta va fi motoul asociației noastre. Nu știam cum se va numi. Dar am înțeles că cel care luptă ca binele să fie bine și realitatea binelui să existe în mod plenar este Dumnezeu. Și am înțeles din Scriptură faptul că Dumnezeu a pregătit calea în care trebuie să umblăm și că prin credință cu El putem face lucruri mari. În cadrul Asociației Creștine Peniel se desfășoară activitatea unui cămin pentru persoane vârstnice, în cadrul care avem 16 angajați, infirmieri, asistent social, bucătari, persoane care au grijă de, la momentul acesta, de 45 de bolnavi. Activitatea zilnică este bazată mai mult pe îngrijire, tratamentele medicale, hrana aferentă fiecărui bolnav. Avem 24 de persoane imobilizate complet la pat. Aceste persoane trebuie să fie hrănite cu lingurița în fiecare zi, de câte ori este nevoie. Persoanele care necesită îngrijire medicală, mai aparte li se oferă și îngrijirea medicală de care are nevoie specific fiecare persoană. Tot ce există în cadrul penielului există din pricina Domnului. Noi nu putem spune că noi am fi făcut ceva și că noi suntem ceva. Tot ce vedeți și tot ce veți filma este minunea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Vreau să vă povestesc cum am început. De la început am vrut să fac o chestie serioasă, o treabă serioasă. Dumnezeu nu face lucruri mărunte. Și din acest punct de vedere am dorit din toată inima mea să aparțină lucrarea unei biserici
A fost pentru mine foarte, foarte vital ca lucrarea penielului să dea socoteală bisericii, nu să fie o organizație independentă care nu dă socoteală nimănui. Noi suntem partea Bisericii Pentecostale Holiness Betania din Oradea și dăm socoteală bisericii noastre cu activitatea noastră, cu lucrarea pe care o facem. Ne-am dorit să facem și în al doilea rând am dorit să ne acredităm în fața statului român și să funcționăm legal din acest punct de vedere. Tot ce vedeți aici este lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii au venit și au spus și noi vrem să facem ceva. Unul a spus, n-am bani, dar vreau să sap un metru de șanță. Altul a spus, eu vreau să te încuiesc. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut. Nimic din ceea ce este aici nu este al nostru, este al Lui. Și asta este măreția numelui Lui. Așa am început noi. Soțul meu se ocupă în acest cămin de partea spirituală. Dumnezeu m-a înzestrat pe mine cu partea de contabilitate, partea financiară. Însă este foarte greu să trăiești prin credință și să crezi pe Domnul pe cuvânt. A fost foarte greu să înțeleg că Dumnezeu poate să facă mai mult decât scriu eu pe hârtie și mai mult decât cheltuielile sunt foarte mari în fiecare lună și financiar, partea financiară, banii care ne intră în fiecare lună sunt mult mai puțin decât cheltuielile care sunt. Și a fost foarte greu să-L cred pe cuvânt, pe Dumnezeu, având în vedere că matematica este o știință fixă. Nu este negociabilă, este o parte fixă. Și a fost destul de greu să înțeleg că Dumnezeu și această parte fixă o poate rezolva. Însă de 5 ani de zile, au fost acum în septembrie, de când funcționăm ca atare, Dumnezeu mi-a demonstrat în fiecare lună că și această parte fixă poate să devină instabilă. Deci Dumnezeu poate să dea fondurile necesare pentru ca acest cămin să nu fie pe minus în fiecare lună. Să funcționeze în limitele unui bun simț foarte bine. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, fiecare lună, fiecare zi, fiecare minut, n-am putea să trecem fără El. Într-adevăr, am pornit cu capul înainte, exact cum am spus, că nu am avut decât 2500 de lei. Nu am așteptat ca Dumnezeu să-mi trimită 50.000 de euro, ci a mers înainte și Dumnezeu a văzut datoria pe care eu am făcut-o în spate. S-au concretizat foarte multe deci în lunile în care am construit. Dumnezeu a trimis la momentul potrivit oamenii sau să achite cărămizile pe care le-am luat pentru a construi sau ne-a trimis exact suma care trebuia folosită pentru cumpărarea celor cărămizi. Dumnezeu nu a vrut ca noi și nu vrea ca noi să ne îmbogățim pe seama acestor oameni. Nu avem conturi pline de bani. Și Dumnezeu a dat exact atât cât este nevoie în fiecare lună. Am început cu 3 camere și un spălător și am ajuns la momentul acesta la 13 camere, spălător, 2 încăperi pentru încălzire, bucătărie, cămară de alimente, un mic depozit. Așa am construit și așa am mers înainte, exact cum Dumnezeu a plănuit oamenii care au venit și au adus fonduri. Nu am primit fonduri extraordinare, ci atât cât a fost, am încercat să le gestionăm în așa fel încât acei oameni care au venit în sprijinul nostru să vadă ceva concret în următorul an sau următoarea lună când au venit la noi. Eu cred că peste ani de zile Fundația Peniel va fi o lucrare numărul 1 în România. Eu cred că Dumnezeu a dezvoltat în așa măsură încât va putea să preia oameni fără niciun ban de pe străzile României. Eu cred că nu va mai fi nevoie în următorii ani să discut despre banii de salarii, pentru că vom avea acele resurse necesare prin îndurarea lui Dumnezeu. Eu cred că nu voi mai spune vreunui om câți bani sunteți dispuși să oferiți lucrării noastre, pentru că lucrarea însă își va putea întreține activitatea.
Cred asta pentru că văd minunile în fiecare zi. Cred asta pentru că lucrarea aceasta nu e a noastră, e a Lui. Și El are toate oportunitățile din lume. N-aș fi fost nici unde mai împlinit în altă parte decât făcând lucrarea penielului. E un miracol pe care, e o taină la care Dumnezeu pe mine m-a chemat. Dar asta nu mă face cu nimic mai deosebit. Fiecare om are taina lui care este în Domnul Iisus Hristos. Fiecare om își are lucrarea lui. De fapt, Evanghelia după Matei la capitolul 25 ne vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos și este acolo momentul acela în care Domnul însuși spune: am fost bolnav și ați venit pe la mine. Eu doar atât îmi doresc în anii viitor, să-mi pot permite să merg acolo unde e nevoie și bolnavul să simtă că a fost vizitat, să vadă că lucrarea pe el chiar este vie, chiar nu vorbim una, gândim alta și facem alta, ci efectiv, trăind Sfânta Scriptură, vom putea atinge bolnavi, vom putea atinge flămânzii, vom putea vizita, ne vom putea diversifica aria de impact, dacă pot să spun așa. Cred că penielul are un cuvânt de spus în România și cred că penielul nu se va limita doar la bolnavii de cancer, la ce va fi o dezvoltare progresivă mult mai mare. În anii viitori îl văd ca un distribuitor de binecuvântare. Noi suntem la momentul când adunăm binecuvântarea, dar în anii viitori îl vedem ca unul care va avea un cuvânt de spus greu. Cred asta.